Să să fie Domnul. Dragii mei, suntem la o seară de rugăciune, este o bucurie și pentru mine să fiu aici. Eu sunt aici din același motiv ca și fratele Manu Negrea pentru că mi s-a stricat mașina. Dacă Dumnezeu lucrează așa, uite că ne-a dus pe doi slujitori din cauza mașinilor. Atunci când mi s-a stricat am fost necăjită, acum înțeleg că Dumnezeu a avut și cu asta un plan. Și spune cu 8:28 toate lucrurile uneori chiar și defecțiune, lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și am venit să-mi iau mașina și dacă tot am venit să-mi iau mașina reparată de la fratele Călin, Domnul să-l binecuvinteze, am rămas și la adunare să mă bucur împreună cu dumneavoastră. Am văzut că aveți o listă lungă de bolnavi, am ascultat rugăciunile voastre, v-ați rugat cu patos pentru cei dragi, știu că și aici sunt oameni care suferă, dar aceea aș vrea să am câteva gânduri despre vindecare. M-am uitat și la ce a vorbit fratele păstor, tot despre vindecare. Haideți să ne mai rugăm pentru cei bolnavi. Ce trebuie să fac atunci când sunt bolnav? Nu vreau să fiu negativ, dar oare de ce sunt mai rare vindecările? E o constatare, zic eu, obiectivă. Ce cuvântul așa? De obicei când noi vorbim despre bolnavi și citim Iacov 5, mergând în casele bolnavilor, începem prea târziu citirea, adică nu începem de unde trebuie. Atunci când mă duc la bolnavi, am tendința să citesc începând cu versetul 14. Este vreunul dintre voi bolnav? Dar nu acolo începe pasajul. Pasajul începe mai sus. Spune cuvântul așa. Iacov 5 cu 13 Este vreunul printre voi în suferință? Ce să facă? Să se roage Este vreunul cu inimă bună să cânte cântar de laudă Apoi zice Biblia Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii Spune cuvântul Domnului și să se roage pentru el de cele mai multe ori, noi avem impresia că atunci când suntem bolnavi, trebuie să începem cu asta. Să chemăm prezbiterii să se roage ei. Greșit. Pasajul începe mai sus și spune, Domnul, ce să faci când ești în suferință? Să te rogi tu asta e primul pas, dragă soră. Când ești bolnavă, nu cred că trebuie să sun la păstor. Păstorul nu este 112. L-a sunat cineva, de tot de raș, bătrânul de la Izvin și el e și mai șugubăț și mai dur și frate, acum, repede, problemă, arde, păstorul, prorocul. Și o zis fratele ăsta, frate, nu pot acum dacă ai o urgență, sună la 112. Eu nu sunt nici smurd, nici salvare, nici pompieri. Frații mei, Dumnezeu când ne trimite în cuptorul bolii, așteaptă să facem un prim lucru. Ce? Să ne rugăm noi. Vreau să înțeleagă biserica, nu m-am vorbit cu fratele Ruben. Păstorii nu se roagă în locul dumneavoastră. Păstorii se roagă împreună cu voi. Dar dacă eu nu încep tratamentul aici, să mă rog s-ar putea să nu se întâmple vindecarea. Pentru că am o bănuială. Am o bănuială. De cele mai multe ori ajungem în spital pentru că suntem restanți la rugăciune. Înțelegi? Dumnezeu te iubește așa de mult își dorește atât de mult să vorbească cu tine, încât atunci când nu mai ai timp de el și îți vezi numai de afaceri, și de distracții, și de copii, și de construcții, Dumnezeu, în dorul lui de a sta de vorbă cu tine, uneori te trântește în pat bolnav, ca să vii la recuperări, cum spunea păstorul. Și stai în pat o zi, două, trei sau un spital. Până recuperezi rugăciunea. Pentru că Dumnezeu vrea atunci când te îmbolnăvești să te rogi. Cu siguranță, Dumnezeu vrea să-ți spună ceva. Ca El să facă vindecarea, trebuie să-ți comunice ceva înainte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Repet, păstorii nu se roagă în locul nostru. Păstorii nu sunt un fel de smurt spiritual. Și oricât ar striga biserica și păstori și proroci, poți chema toată pleiana de oameni cu daruri, dacă nu te roci tu, nu se face vindecarea. Așa că dacă ești bolnav, roagă-te. Într-o împrejurare, într-o biserică, cred că în Petroșani, am scris întâmplarea aceasta în cartea pe care am scris o singura carte, un păstor, fără să se consulte cu fratele Ștefania, văzând că fratele Ștefan era în vizită, zice, fraților, astăzi Domnul a trimis la noi un frate cu dar de vindecare. Toți bolnavii din biserică care au câte o boală, câte un jung, câte o durere, câte ceva, să vină în față, fratele Ștefan să roagă și Domnul vindecă. Bineînțeles că aproape toată biserica au venit în față, că toți mai avem câte un jung și câte o durere pe aici, pe acolo. Numai că fratele Ștefan nu a avut un îndemn. fratele, să facem următoarea înțelegere. Văd că ați ieșit tare mulți în față să rămână în față aici cei care s-au rugat cel puțin o oră pentru problema lor de sănătate și au ținut cel puțin o zi de post. Știți că s-au mai rămas? Niciunul. Că noi dăm buzna să se roage păstorul, să se roage fratele cu daruri, să se facă ungerea, ca și cum un de lemnul ăla înlocuiește rugăciunea mea. Frații mei, haideți să începem cu începutul. Dacă ai o problemă, S-ar putea că Dumnezeu te-a găsit răstând la rugăciune. Este cineva în suferință? Să se roage El. Amin. Apoi spune cuvântul aici, după ce te-ai rugat tu, să chemi. Să chem pe alții. Să chem. Spune cuvântul aici, să chemi pe prezbiterii Bisericii și să se roage pentru el după ce îl unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, ei vor fi ierdate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Slăviți să fie Domnul! Acum așa asta trebuie puse într-o ordine, spune să se roage după cel ung rugăciunea va mântui, îi voi fi iertate păcatele, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Întrebarea mea oare care să fie ordinea? Eram într-o familie și cei doi soți n-au vrut să se mărturisească. Știam de problemele lor, Am spus nu vă fac ungerea. Ce scandal mi-au făcut neamurile. Păi frate, ei în Biblie scrie că întâi ungerea și apoi mărturisirea. Dar să fie o ordine cronologică? Nu. Chiar dacă sunt trecute în această ordine, nu înseamnă că este ordinea importantă. Eu vă întreb, ce este mai important, sufletul sau trupul? Oare ce îl interesează pe Dumnezeu mai mult, să fim sănătoși sau să fim mântuiți? Îl interesează mai mult sănătatea sau mântuirea sufletului și iertarea? Frații mei, oricât am vrea noi să fim de cu Evanghelia asta a prosperității, dacă sunt pe aici unică și trupul contează, cu siguranță problema păcatului, problema pocăinței, a mântuirii sufletului este mai importantă decât sănătatea. Amin? De aceea cred că este foarte important în al doilea rând atunci când suntem bolnavi să ne facem mărturisirea păcatelor. Dragii mei, nu încercați să-L păcăliți pe Dumnezeu. Mai am o intuiție. Nu vreau să judec pe nimeni. La bolnavi nu zic asta. Nu e frumos să apeși în rana celui care este în pat. Dar la biserică, unde nu e nimeni bolnav acum, vreau să spun ce cred. Am bănuiala că de cele mai multe ori boala are legătură cu păcatul. Prea ușor ne erijăm în niște iovi pătimitori pentru că Dumnezeu ne încearcă. Dragii mei, de cele mai multe ori, de aceea Iacov pune legătură, face o legătură între boală și păcat. Nu e întâmplător oameni buni. Să nu trecem atât de ușor peste mărturisire. Păi frate, toți avem păcate. Nu frate și soră. Dragul meu, verifică-te bine. Nu se va face vindecarea până nu se face mărturisirea. Pentru că dacă păcatul este sursa bolii, dacă Dumnezeu a îngăduit boala din cauza păcatului, nu va dispărea boala până nu se rezolvă problema păcatului. Dumnezeu să lase iertare. Dragii mei, nu trebuie să mergem spre condamnare, să inventăm păcate. Dar, frații mei, există păcate. Mă amintesc de un frate mai în vârstă, tot proroc, când mergeam cu el la bolnav, spunea, frate, păi n-am nimic de mărturisit. Și el, având descoperit, spunea, frate, dar bărfa e păcat? A, păi da. Soră, da. Oare mânia ai păcat? Da. Păi spune, soră. Fă-ți verificarea. S-ar putea că boala are legătură cu păcatul. Am de fratele Mazori, care avea multe lucrări prin adunări, că Domnul va trece printr-o încercare mare. Și vestea Duhul Sfânt că va trece prin încercări și va fi trecut ca și eu, și om încercat. Și într-o zi, într-un șantier, cred că din Turda, a căzut de pe o schelă și s-a lovit foarte grav. O rup ceva în el, oase, o ajuns la orizontală și frații spuneau, frate Mazăre, îți amintești când Domnul ți-a vorbit? o să stai pe patru, să fii încercat. Și spunea el unui frate, mai în vârstă frate, câtă vreme eu mai găsesc păcat în mine, nu cred că e încercare poate să vină o pleiadă de proroci 100 la număr, câtă vreme eu în mine mai găsesc mândrie și vorbire de rău și iubire de scaun și alte lucruri cu mie de bani, eu sunt convins că boala mea, spunea bătrânul acesta, este pedeapsă. Să nu fim oameni masochiști, să ne condamnăm pentru ceea ce nu -i. dar nici să nu fim prea indulgenți cu noi. Dacă este păcat, noi trebuie să ne mărturisim păcatele. Dumnezeu să ne dea pocăința. Și când dăm la o parte cauza bolii, boala se usucă imediat. Cum povestea fratele Ștefaniag, multor oameni bolnavi spunea, boala este ca și o plantă, când îi tai rădăcina, la început nu se vede nimic mâine e mai palidă, apoi se veștejește și în final se usucă de tot. Când noi tăiem rădăcina bolii care este păcatul, Dumnezeu se obligă prin cuvânt să vindece boala care a venit în urma păcatului, Slăvi să fie numele Domnului. Atâtea situații frumoase, oameni buni, când Dumnezeu în urma mărturisirii a vindecat boala. Mi-am de un caz în care nici măcar nu a mai ajuns păstorul. S-a îmbolnăvit un copil foarte grav în zona Caransebeșului și bube pe piele, pe la toți dermatologii, prin timp și oară, nici o soluție. S-au rugat frații, nici o soluție. Și cineva au zis, măi, nu cumva s-a întâmplat ceva în perioada aia când s-a întâmplat treaba asta? Ce ba da, frate, o trecut prin sat o mașină, o căzut din mașina colectivului o vacă și noi ne-am făcut că am găsit-o. Păi când o venit la socaute, era în congelator, undeva, ca nu știm. Am împărțit-o doi, trei câți eram, am tăiat-o, am băgat-o, slavă Domnului că în carne. Și din momentul acela copilul s-a îmbolnăvit și nici un slujitor și nici o ungere n-a putut să facă bine. Și spunea un slujitor, știți ceva, luați contravaloarea acelei vaci, mai puneți adaos că l-ați furat și pe Dumnezeu și pe oameni, să vă, duceți-vă într-un sat, dați la săraci pentru că ați furat atunci, ne rugăm pentru iertare și o să vin să vă fac ungerea. Nu mai trebuie să vină păstorii, că în momentul în care s o plătit spăgubirea, s-au recunoscut păcatul, dispăruta și boala și pentru totdeauna eczema ce a s-a dus din viața copilului. Dumnezeu să ne dea pocăința. Păcatul îl supără pe Dumnezeu. Și niciodată Dumnezeu nu va negocia cu păcatul. Deci în al doilea rând să ne gândim la asta. Când suntem bolnavi, trebuie să ne mărturisim păcatul. Apoi spune cuvântul să vină slujitorul, să facă ungerea și să se roage pentru vindecare. Dar vă întreb, unde e centru de greutate? Ce face vindecarea? Așa, aici există o superstiție penticostală cum că unde lemnul acela ar avea ceva proprietăți miraculoase. Dragii mei, spune cuvântul aici, rugăciunea va mântui. Vedem așa unii la ungerea cu un de lemn, oamenii așa, așa un fel de tremur sfânt, unii ori păstorii fac și semnul crucii, nu zic că e rău, dar vedem așa un soi de superstiție, crucea plus un de lemn, ceva puteri or fi. Frații mei, un de lemn nu vindecă pe nimeni. Să nu devenim oameni superstițioși. Mai mult văd că unii îmi dau un de lemn dus din Israel, de la din țara sfântă, cu rugăciuni făcute. Frații mei, un de lemnul este doar un simbol. Puterea stă în rugăciunea făcută cu credință. Mărit să fie Domnul! undeva la o ungere cu un delemn în București, pe culoarul bisericii s-au stând mai mulți frați la ungere și unul tot să dădea în spate. Mai venea altul să dădea mai în spate, să tot uita, să fie el ultimul. Nu înțelegeau frații ce necazare, de ce tot să dă în spate. Când colo la final, după ce s-a terminat toată ungerea, o un jușiri lung de bolnavi, cum se face la noi la Pentecostal, fratele se adresează la păstor, frațo, nu vă supărați dacă tot ați terminat cu bolnavii, dați-mi mie sticluța. Păi frate, ce să faci cu ea? Că mai nu ești ordinat. Știu, dar zice, vă rog, dați-mi o mie. Păi frate, asta e pentru păstori. Dar vă rog, dar ce vrei să faci cu ea? Păi zice, frate, să mă mai ung și eu pe aici, pe acolo, că mă mai doare. Ca și cum un de lemn nu ar fi ceva unguient cu proprietăți dumnezeiești făcut de biserică, un fel de farmacie alternativă spirituală, frații mei. Nicăieri în Scriptură n-am găsit că unde lemnul are puteri vindecătoare. Unde lemnul este semnul Duhului, este simbolul Duhului care face vindecarea. Accentul în Scriptură este pe rugăciune. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Cu sau fără un de lemn. Domnul să ne binecuvinteze. Trebuie să punem accentele corect. Să vă mai spun o întâmplare. Într-o împrejurare, tot în zona de sud, că de acolo am făcut și mai multe cercetări, o soră dă telefon la niște frați. Fraților, eu cred că dacă veniți la mine să mi faceți ungerea cu un de lemn, Domnul mă vindecă. La celălalt capăt al firului zice fratele păstor, Amen! Domnul să facă după credința ta. Fratele lua pe încă un frate, s în tren, în drum spre sat, se caută prin sacou. Mă, zice, am uitat să iau un de lemn. N-ai cumva tu sticluța? Mă, zice, nici eu n-am. Păi ce facem? Las, că vedem, Domnul va purta de grijă, o unul dintre ei. Ajungi la sora bolnavă, iarăși, sora întruna, fraților, eu am credință că atunci când veți face ungerea cu un de lemn, Domnul mă vindecă la ungerea cu un de lemn. Și frații iar o Amen și povesteau și vorbeau din Biblie și sora iar, frață, eu cred că în urma Ungerii, Domnul mă vindecă și frața a zis, amin, soră și unul din frați cu credință a zis, sora se va pleca pe genunchi va închide ochii și noi vom face lucrarea, sora s-a plecat pe genunchi, a închis ochii unul din frați a băgat degetul în gură l-a umezit puțin, l-a pus pe frunte și Domnul a vindecat-o pe loc pe sora dar nu au fost un delemn, dar au fost credință Că au fost rugăciune, rugăciunea făcută cu credință. N-am vrut în niciun fel să bagiocoresc cu un de lemn. Însă exemplul acesta mă învață, ca și în Scriptura, că secretul nu este în semne, în semnul crucii făcut de unii lucrători, ca și cum un de lemnul și crucea ar da vreo reacție. Nu, puterea stă în credință. Dumnezeu vindecă prin credință. Dar mei, vreau să vorbesc puțin și despre credință. Pentru că eu cred că aici este miezul miezului. Rugăciunea făcută cu credință. Cred că e nevoie de credință în secolul XXI. Trăim într-un secol al scepticismului. Vorbim despre boli prea mult. Facem multă reclamă diavolului, fraților, au zis medicii că nu are nicio șansă. Vorbim mai mult despre boală, mai mult despre cât de grav, de imposibil e, decât să vorbim despre Dumnezeu și puterea Lui. Eu cred că nici n-ar trebui să spunem prea multe despre diagnostic în biserică. Frații mei, suntem chemați să mărim credința poporului Lui Dumnezeu. Suntem sceptici, suntem atât de încălciți în gândire, e atâta teologie, mă gândeam la un aspect, studiasem așa situația aceasta, am predicat în Nepal și în India, și știu că atunci când predicam în Nepal și în India, tot satul vinea la rugăciune pentru vindecare. Când spuneam că Iisus vindecă, hindușii și budiștii credeau. Veneau buluc în față, că dacă ei zic că vindecă, vindecă. Când mă duc la creștini, văd atâta necredință în noștri. Nici n-a intrat bine că începe sora sau fratele cu sepușul lui Pavel, Bă, dar numai asta le vezi în Biblie. Stomacul lui Timotei, boala lui Epafras. Păi frate, uite că și Pavel o a avut și ne ancorăm atât de mult în textele despre boală. Frații mei, eu știu că sunt câteva excepții, dar oare nu vedem sutele de texte în care Dumnezeu a vindecat? De ce avem atât de puțină credință? De ce ne-am pus atât de mult în crederea în doctori? Și când ne vindecă Domnul, nici nu mai mărturisim, ne gândim poate că medicamentele, poate că doctorii, frații mei, Dumnezeu vrea că în această seară, prin acest cuvânt, să ne mărească credința. Iisus Hristos vindecă bolnavii. El este același ieri, azi și în veci, glorie Lui. Prin rănile Lui ați fost vindecați, spune Biblia. Nu că sunteți, ați fost realizată este vindecarea prin rănile Lui Hristos. Biserica trebuie să înțeleagă că nu face Dumnezeu niciun efort să vindece. Dumnezeu este vindecare. Nici nu știu dacă este corect să spunem că Dumnezeu vindecă, Dumnezeu este vindecare, pentru că așa-L cheamă și a zis El, Eu sunt Domnul care te vindecă, Eu sunt Jehova Rafa, e suficient să-i rostești numele și în numele Lui este vindecare, o Doamne măreaște necredința. Vreau să predic mai mult despre vindecare. Haideți să predicăm cuvântul Domnului. Prin, vind prin predicare se mărește credința poporului Dumnezeu. De-aia predic despre vindecare în seara asta. Mă uitam în această zi la un text foarte interesant din fapte capitolul 14. Zice cuvântul aici În listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată, dar nu de ăsta care s-a faultat pe la fotbal o loc din naștere. El ședea jos și asculta pe Pavel care vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are ce? ăsta e catalizatorul, fiindcă are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Am o întrebare de logică. Pavel predica prima oară în listra. Ologul ăsta nu era evreu. Nu era credincios. Întrebarea mea este de unde știa el că Dumnezeu vinde? Ce Pavel aici a văzut că are credință să fie vindecat. Vă rog să mi spuneți dumneavoastră de unde știa păgânul ăsta că Dumnezeu vindecă din predica lui Pavel. Alt răspuns nu există. Înseamnă că Pavel predica la evangelizare vindecarea bolnavilor. Înseamnă că în Evanghelia predicată de apostoli, nu uitați, era prima predică în listra. La niște oameni analfabeți teologic, tabula rasa. Și în predica lui Pavel, Pavel predica că Iisus Hristos vindecă bolnavii. Pentru noi, vindecarea bolnavilor a devenit un capitol exotic penticostal. Frații mei, nu este așa. Vindecarea trupului este parte din Evanghelie. Isaia 53 ne explică foarte clar și le spune foarte clar că El a fost străpuns pentru fără de legile și păcatele noastre, pe deapsa care ne dă pacea, da? problemele emoționale, a căzut peste el și prin rănile lui suntem vindecați. măriți să fie Domnul! Dragi frați și surori, asta e Evanghelia. asta e Evanghelia. Trebuie să credem că așa cum ne iartă, la fel de ușor ne vindecă. În aceea jertfă s-a plătit iertarea și vindecarea. Nu am o problemă să cred că Dumnezeu mă iartă. Da, se întâmplă că strig la soție, mă mărturisesc acum și eu. Și mă pun seara la marginea patului și mă rog, zic, Doamne, iartă-mă că am strigat la soție. Și mă cul și cred că Domnul mă iartă. Și dacă mor, mă mântuit în noaptea aia. Dar de ce când mă rog pentru boală nu cred așa? Cred că Domnul mă iartă. Dar când e despre vindecare, am văzut cazuri grele acolo. Am mai auzit de la voi anumite cazuri. Cancer, dureri. De ce ne îndoim? Frații mei, prin rănile lui suntem iertați și la fel de ușor suntem vindecați. Dumnezeu nu face eforturi să vindece. Dumnezeu nu pierde putere. Nu trebuie să se încordeze, să facă nu știu ce manevre. Dumnezeu este vindecare. Prin rănile lui Isus s-a plătit cancerul, s-a plătit depresia, prin rănile lui s-a plătit orice boală pământească. Hristos poate să vindece. O, Doamne, mărește-ne credința. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Dumnezeu să mărească credința poporului său. Mă legat de asta, vreau să mai aduc ceva în atenția dumneavoastră. Poate că veți fi sau nu de acord, lucruri poate mai neobișnuite. Atunci când suntem bolnavi, Noi apelăm la diferiți doctori după anumite niveluri, dar în trup. Hai să mergem la trup. Eu când mă îmbolnăvesc, primul doctor al meu e soția. Ea e doctorul meu personal. Zic, dragă, mă doare aici, mă în lângă, dăm ceva pastile. Și are punguța ei acolo cât știe, cât o citit. Să mă ia asta că -i... am auzit că e bun. Uite, îți dau ceaiul cu tare, îți dau crema asta pentru cu tare. Pentru că are cunoștințe medicale de un anumit nivel. Dacă treaba nu trece, să mai întâmpla, să-mi dea ceaiuri și tot felul. băi, gata, mergem la medicul de familie. Primul la care mă duc e medicul de familie. Dacă boala e mai gravă, dacă treaba nu se rezolvă, la domnul Baias, care e un frate, credincios, deci, măi, du-te la cutare, specialist în dej, eu sunt generalist, dar uite, cutare în des se ocupă de boala asta. Eu cred că ai asta, făți o verificare la plămâni sau la, știu eu ce, la dermatolog, du-te și vezi exact care e problema. Dacă treaba nu se rezolvă în dej, un spital mai mic, oraș mic, doctorul din des spune, măi, este unul la Cluj mai bun. Ăsta are doctoratul exact pe afecțiunea asta e cel mai bun. Când mi-am rupt picioarele, am căutat cel mai bun doctor din Cluj. Auzam măi, și ăla, și ăla. Până am auzit de unul care tot, mă, ăla e cel mai bun, e greu de ajuns, e scump, e privat. M-am dus la cel mai bun doctor pentru că mi-am vrut piciorul drept înapoi. Exact așa este în lumea lui Dumnezeu. La primul nivel, Biblia spune, dacă ești bolnav, roagă-te. S-ar putea să te vindece Dumnezeu la rugăciunea personală. Ați trăit asta? Eu am trăit-o, slăvit să fie Domn. Am rămas cu o mărturie dintr-una din zile când am zis, Doamne, vreau să văd puterea de vindecare. Uite, nu e o boală grea, nu mă duc la doctori, vreau să văd puterea ta de vindecare. N-am mers nici la păstori, m-am rugat, Lui Dumnezeu s o rugat și câțiva prieteni la școală și Dumnezeu m-a vindecat. Dacă nu merge așa, apelăm la familie. Aici vreau să citesc Marcu 16. Vreau să încurajez familia la ceva foarte important. Zice cuvântul Marcu 16 Aici o să șurăm un pic munca lui fratele Ruben și a păstorilor. Zice cuvântul aici Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Care? Primul semn. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mâneșe, dacă vorbea ceva de moarte nu va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoși. Mă vă întreb, știu că nu pică bine. Cine își vor pune mâinile? Păi, care e logica textului? Cei care cred. Nu zice că păstori. Chiar dacă în biserică noi avem o rânduială, că aici nu face fiecare punerea mâinilor, da? Avem păstori. Dar dacă copilul tău este bolnav acasă, tu ai tot dreptul ca tată și o preot în casă să faci lucrarea asta. Eu încurajez familiile să caute vindecarea în familie. Apoi la Păstori. Pe baza credinței îmi pun mâinile peste copilul meu, peste soția mea și mă rog pentru vindecare. Frații mei, nu veți păcătui dacă veți face asta. Avem bază scripturală. Am auzit atâtea mărturii, familia, pe frate Emi, soțul meu era rece, undeva în Temerește, în zona Banatului, era rece, era mort și fetița mea s-a rugat, Doamne, ai milă de la... O început să se încălzească și o prins viață. Dumnezeu ascultă rugăciunea familiei. Vei avea experiențe cu copiii tăi. Copiii tăi vă crește cu experiențe cu Dumnezeu. Tata s-a rugat pentru mine și Domnul m-a vindecat. Fraților, nu uitați, la voi acasă, voi sunteți pastori. Mai mă duc la câte o familie și vine tata, capul familiei și îmi dă Biblia, spune, frate, citește un cuvânt, zic, nu, eu, tu. Aici tu ești pastor. Eu sunt pastor la biserică, în casa ta tu ești pastor, te rog să citești. Frații mei, nu știu dacă suntem conștienți că orice bărbat este preot este pastor la el acasă. Pe baza credinței, caută-l pe Dumnezeu cu familia ta. Când ești bolnav, dă-i voie lui Dumnezeu să-ți demonstreze puterea lui în familie. Cei ce cred își pun mâinile și se roagă. Domnul să fie lăudat. Aplicați și varianta asta. Dacă nu, mergem la varianta a treia. Să cheme pe prezbiterii biserici Să se roage după ce îl vor unge cu un de lemn. Și eu cred că Dumnezeu vindecă în baza acelei ungeri împărătești, cei care sunt unși de Domnul pentru lucrare, au de la Dumnezeu harul și chemarea și dreptul de a se ruga pentru cei bolnavi. Și spune cuvântul că Dumnezeu va vindeca pe cel bolnav. Deci ea cu toată încrederea chemați slujitorii și ei să se roage împreună cu voi și atunci când e nevoie de credință mai multă, Dumnezeu va lucra. Eu întotdeauna am recomandat și la mărturisirea păcatelor și la rugăciunea pentru bolnavi să se cheme și slujitorii. De ce? Pentru că s-ar putea să fii slab în credință. De obicei bolnavul este dărmat? De obicei, bolnavul este slab. Chiar m-a întrebat cineva, un frate Emi, cum stai cu credința? Mă, tare slabă în perioada asta. Frate, îmi zicea că de eu am credință că Domnul te va izbăvi. Și ziceam, Domnul să facă după credința ta, ca mea e mai slabă. Când omul e în cuptor, credința lui este slăbită. Și uneori e nevoie să chemăm în ghilimele omul specializat. Medicul pe care Dumnezeu l-a pus peste turma Lui, de aceea este bine să îndrăznim că nu se rezolvă problema nici cu rugăciune personală, nici cu rugăciune șoftă în familie, chemați pe slujitorii biserice. Nu-i disprețuiți. Nu vă uitați la slăbiciune, frate, păi ăsta oricum degeaba să roagă. Sunt oameni care disprețuiesc, frații mei, în baza chemării, în baza ungerii Domnului, în baza ordinării. Dumnezeu ne folosește pentru vindecarea bolnavilor, așa cum vrea El, când vrea El, după călăuzirea Lui. Dar chemați că de multe ori Dumnezeu a vindecat la ungerea cundelem. Slăviți să fie Domnul. Să frații mei, nu vreau să ne oprim aici. Eu cred că în vârful scării de autoritate, atunci când vorbim despre vindecarea bolnavilor, nu este păstorul. Nu vreau să jignesc păstorul dumneavoastră sau păstorii dumneavoastră, eu însumi sunt păstor, dar sunt convins că există cineva mai mai sus decât păstorul în această lucrare. Zice cuvântul așa. Și fiecăruia, 1 Corinteni 12 cu 7, îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor. Frații mei, nu prea vorbim despre darul ăsta. De fapt, în original este la plural. Daruri de vindecări. Plural și la dar, plural și la vindecări. Există felurite daruri de felurite vindecări. În Katmandu, Nepal, unde am fost cu soția mea de câteva ori, într-o duminică s-au vindecat toți surzii. Și niciun mut. O fost dar de vindecare pentru surzenie. Toți surzii, 8 sau 9 cred că, și niciun mut. Pentru că au fost dar de vindecare pentru surzi. Frații mei, Dumnezeu a pus în biserică oameni specializați de Duhul Sfânt în vederea vindecării ăsta e specialistul de la Cluj. Ăsta ar trebui să vină cu păstorul la ungere dacă l-am avea în biserică. Unul dintre răspunsurile parțiale, de ce nu avem atâtea vindecări? Pentru că ne-am mulțumit cu o parte din soluția lui Dumnezeu. Am întrebări grele. Puteți să-mi spuneți cine sunt frații cu dar de vindecare din egres? Nici la Dej nu prea știm noi ne-am oprit la ordinare. Păstor, eu personal recunosc, Dumnezeu nu mă folosește în mod deosebit la vindecare. Fac ungerea în virtutea ordinării, dar eu nu am un dar special în vederea vindecării. Păstorul, în un anumit sens, este generalist. Un pic de evanghelist, un pic de învățător, trebuie să fie și un pic de consilier, un pic de administrator să administreze biserica, dar, frații mei, puțini păstori sunt chemați de Duhul Sfânt special la lucrarea de vindecare. De aceea, biserica din Negrești, ca și cea din Dej, trebuie să intre în poș rugăciune, să-i cerem lui Dumnezeu să dea dar de vindecare. Dragii mei, nu reinventăm noi roata. Dumnezeu a oferit soluțiile Lui. N-am voie să-L învăț eu pe Dumnezeu cum? O zis Dumnezeu că sunt oameni chemați nu de un cult, nu prin votul bisericii, nu puște comitet, aleși prin Duhul cu ungere, cu dar, cu credință pentru vindecare. Ăsta nu-i predicator neapărat, ăsta nu trebuie să fie neapărat proroc, nu trebuie neapărat să fie ordinat. Și aici am altă întrebare, cei cu dar de vindecare fac punerea mâinilor. Fac ungerea. Vezi, nici nu avem răspunsuri teologice, pentru că n-am bătătorit această zonă teologică. Știm despre prorocie. Avem atâtea studii, avem proroci. Dar când vine vorba despre darul acesta, în biserica lui Dumnezeu este o criză. Dumnezeu să răspundă crizei din bisericile noastre. Fați-mi, eu vreau plinătatea Duhului Sfânt. Și plinătatea nu este doar o stare emoțională. Am primit Duhul Sfânt, m-am bucurat la stăruință. Eu cred că plinătate, în sens congregațional, înseamnă să experimentăm toată oferta Duhului din Biblie. Și nu avem voie să ne oprim până nu experimentăm în Biserica locală toate darurile Duhului Sfânt. Și câtă vreme lipsește darul vindecărilor, biserica este bolnavă. Biserica este incompletă și plinătatea Duhului nu se poate experimenta. Frații mei, noi ne rugăm la și am predicat lucrurile astea. Dumnezeu să scoată oameni cu dar de vindecare. Nu doar poroci. Biserica Pentecostală s-a specializat pe două, trei daruri. Vorbire în limb, prorociie. În Biblie scrie că există dar de vindecare. Și Dumnezeu vrea să-l dea la negrești. Mări să fie Domnul, nu știu cu îl dă, dar Dumnezeu vrea să-l dea. Tot aici în Anticorinten 12 spune Pavel, voi sunteți trupul lui Hristos, versetul 27, și fiecare în parte mădulare, fiecare biserică locală să fie toate mădularele din biserica internațională. Adică în biserica din Negrești să fie toate darurile Duhului Sfânt aici. Să nu mai invite fratele Ruben în prorocii de la Dej. Să fie a voștri. Vorbeam cu fratele Dragoș lui Toru, mi este prieten și mai sugubăț, așa să ziceam, frate Dragoș, cum explici că voi în Bucovina aveți sute de proroci și la noi nu prea. Zice, frate, voi aveți darul cărmuirii. Voi conduceți cultul de 100 de ani. Voi cu cărmuirea, noi cu prorocirea. Am râs, a fost o discuție prietenească, o glumă, dar am zis după aia, Doamne, Tu nu vrei asta. Tu vrei la negre să fie și cărmuire, și prorocie, să fie și dar de credință, și dar de vindecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, mai credem în rețeta lui Dumnezeu? Mai credem că Dumnezeu poate să facă ce a făcut atunci? Dumnezeu să dea darul vindecărilor. Atunci vor fi mai multe vindecări. Pentru că Dumnezeu a oferit ca soluție la boală și darul vindecărilor. Câte vreme darul vindecărilor lipsește, lipsește o parte din soluția lui Dumnezeu la bolile noastre. Dumnezeu să răspundă acestei crize. Vreau să închei contemplare pe care o găsesc în Biblie. Poate vom întări credința unor oameni care sunt bolnavi și aș vrea apoi să ne rugăm pentru cei bolnavi. Așa cum găsește de bine fratele Ruben, eu doar am predicat cuvântul Domnului să ne mărească credința. Eu așa am citit că numai predicii lui Pavel s-a mărit credința unui olog. M-aș bucura că în această seară, numai predicii mele scurte, să mărească Dumnezeu credința bolnavilor. și Dumnezeu pe baza credinței lor și numai rugăciunii făcute cu credință să dea vindecare de plin în seara aceasta. Zice cuvântul că într-o împrejurare, la Isus vine o femeie cananită și spune, Doamne, fica mea este muncită rău de un drac, te rog scoate pe dracul din fica mea, suferința unei femei. Spune cuvântul că Domnul Iisus Hristos s-a uitat și a spus, Doamne, eu n-am venit pentru alții, eu am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Și spunea el, lasă să se zature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Adică vindecarea nu-i pentru tine. Vindecarea este pentru copiii din casă, nu pentru câinii de somas. Și auziți răspuns genial da, Doamne, dar și că cei mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Pentru vorba aceasta, dute, a ieșit dracul din fica ta. Aleluia! Puterea de vindecare a lui Iisus a fost în acțiune. Știți care a fost surpriza mea când am citit textul acesta? M-am întrebat în sinea mea dacă a fost atâta putere în niște fărâmituri. Oare câtă putere îi împâinea copiilor? Ce cuvântul că niște fărâmituri care au căzut de la masă o scos un drac oare câtă putere este în pâinea întreagă care este pe masă. Frați și sorori la negrești, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Iisus declară că este dreptul copiilor să mănânce din pâine. Și te întreb, dacă fărâmiturile au vindecat oare câtă putere este într-o felie pe care Duhul Sfânt o taie în seara asta? La negrești. Eu fac parte dintr-o familie săracă cu 12 frați. Nu întotdeauna tata ne o cumpărat bicicletele care le-am vrut. Nu întotdeauna am mers în vacanțele pe care le-am vrut. Dar niciodată pâinea n-a lipsit. Pentru că pâinea este dreptul copiilor. Și a zis Iisus, pâinea e pentru copii. Îl rog pe Dumnezeu să tai o felie și să o împartă la negrești. Dacă fărâmiturile au scos demoni, că ței au prins numai ce au căzut Iisus, trei fărumituri. Oare câtă putere este în pâinea pe care ți-o promite Dumnezeu în seara asta. Oare vei putea să crezi? Oare vei întinde mâna să primești și tu din pâine? pâinea ai pentru copii, zice Domnul Isus. El a murit ca noi să fim vindecați. Este dreptul copiilor să apeleze la tatăl lor pentru pâine. Și pâinea înseamnă vindecare, zice textul acesta. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința. Sunt convins că Dumnezeu din pâinea asta va tăia în seara asta o felie. Întinde mâna prin credință. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Dumnezeu să-și arate puterea și să vindece în seara aceasta la negrești. Amin. Frate Ruben, haideți și vă încheierea. Ne vom ruga pentru cei bolnavi în continuare.